Echipa vâlceană a parafat un nou joc amical pe stadionul din Zăvoi, acolo unde parteneră i-a fost de această dată reprezentanta seriei a patra din cel de-al treilea eșalon fotbalistic. Metalurgistul Cugir, gazdele în echipament alb, au irosit o ocazie imensă în prima repriză, atunci când Dragoș Firciulescu a trimis din poziție extrem de favorabilă peste transversala porții apărate de Călin Tiut și cum ocaziile se răzbună. Tot în primul act, oaspeții au dat lovitura. La centrarea trimisă de Florin Bold, George Goronea a înțepat balonul, l-a trimis în plasă și a înscris golul, în urma căruia metalurgistul Cugir a obținut victoria. La capătul unui test util ambelor formații. Sigur, în primul rând, mulțumim celor de la Vâlcea că au acceptat să joace cu noi. Sunt totuși echipa de pe primul loc din Liga a doua. Pentru noi a fost un prilej de a ne măsura forțele cu o echipă de eșalon unde ne dorim și noi să ajungem la sfârșitul acestui campionat. Joc bun, joc, spun eu, destul de alert, cu ocazii de ambele părți. Rezultatul contează mai puțin în momentul ăsta. Nu e foarte relevant. Eu sunt foarte mulțumit de modul cum jucătorii s-au implicat și pentru că au tratat cu toată seriozitatea jocul de astăzi. Tehnicianul gazdelor nu este de acord că pe un teren destul de greu rezultatul ar fi mai puțin important. Nu, contează rezultatul. Orice joc și adversarii au jucat pe aceeași vreme, pe același teren. Nu ne găsim alibiuri în teren, starea terenului. Asta e momentul, probabil ar fi bine să fie așa terenul în prima etapă la Târlungeni, poate acolo va fi la fel, așa că trebuie să ne adaptăm pe orice teren. Nu terenul a fost cauza sau este în cauza înfrângerii, ci atitudinea noastră, a unora dintre noi. Nu înțelegem încă că trebuie să tratăm adversarul la fel, indiferent că își vine dintr-o ligă inferioară sau dintr-o ligă superioară. Diferență mare de abordare a jocului cu Pandurii și astăzi cu metalurgistul Cugir din partea unora dintre jucători. Dar vom avea o discuție și vom vedea ce e de făcut. Se pare că echipa vâlceană încă resimte lipsa golgheterului care a ales transferul la Gaz Metan Mediaș. Sper să nu plângem după Staicu, dar uitați că nu reușim să o băgăm în poartă. Ocazia a fost o grămadă și astăzi. Două, trei ori singur cu portarul, apoi a doua repriză, ce să mai zic, am jucat cred că 70% în jumătate adverse. Ca și consistență în joc, ne-am mulțumit. Încercăm să facem faze, nu e nimic întâmplător, se creează, avem situații bune, dar trebuie să fim mai concentrați acolo la finalizare și să avem o siguranță mai mare defensivă, să pregătim cu atenție mai mare. Revenind la echipa oaspete, care ocupă locul 2 în serie, la 3 puncte în urma liderei ASU Politehnica Timișoara, trebuie menționat faptul că din etapa cu numărul 7, conducerea clubului, metalurgistul Cugir, a scos ASU-l din mânecă în tentativa de a detrona ASU Politimișoara. Este vorba de instalarea la timonă a tehnicianului Călin Moldovan, un antrenor cu experiență internațională. Sigur, sunt decât 3 puncte față de primul loc, mai avem un retur de campionat în față, se poate întâmpla orice. Noi sperăm că la sfârșitul campionatului să fim noi cei care vom promova, mai ales că cum arată clasamentul acum, totul depinde numai de noi. Liderul seriei a doua din Liga a doua, CSM Râmnicu Vâlcea, și-a definitivat lotul, dar principalul Pelici are un mesaj pentru jucătorii săi. Lotul e definitivat, sper să înțeleagă că nu e nimeni titular. Și aici, și prin intermediul dumneavoastră, le atrag atenția unora care cred că sunt titulari, pentru că o să aibă surprize. Sperăm să fim inspirați și să ne revenim cât de repede se poate. Următorul amical din programul echipei vâlcene va avea loc sâmbătă în deplasare cu ocupanta poziției a treia din cealaltă serie, FC Clinceni.